Bună seara și vă salut, eu să opresc televizorul ca să nu se audă. Vă salut din nou și haideți să mai atingem un subiect în seara asta, dacă tot m-ați provocat și sunt foarte mulți. M-o suna, credeți-mă, de aici, din Moldova, de la noi, de la Suceava, de la Botoșani, de la Hunedoara, de la Baia Mare, de la Alba Iulia, toți, m-o suna mulți. Sus, domnule, la, spuneți în continuare, haideți, nu vă luați după unul, după altul, mi-au scris alții. Așa, așa este, pentru 2-3 păduchi nu trebuie să dăm cojocul pe foc. Dom'le, hai să mergem în continuare. Oricum, eu dacă vă spun, vă spun cele mai ieftini trucuri în creșterea porumbeilor, de cele mai ieftini și de a face și performanță. Eu n-am fost adeptul niciodată de a cheltui bani, a da bani în cum să spun, în văzduh, bani care nu-i mai vezi niciodată. Cu mâncărurile astea pentru porumbei, cu produsele astea, cu să nu credeți că le fac anti-reclamă lor. Nu, domne, fiecare să-și vândă marfa lui cum a vrea. Dar eu vă spun cum am procedat eu nu vă lăs, eu nu vă zic, nu cumpărați cotar, nu, domne, dar eu n-am procedat așa. Eu am luat-o măi țărănește aici, ca de la mine, ca de la Verșândești. Măi, cu de astea, cu cum vorbeam despre mâncare, păi eu le făceam mâncare din grăunță, din oleac de floare, din oleac de orzoaică, orzoaică o dăm deoparte, vorbim despre ea mai acuși pentru iarnă, așa, din, așa, oleacă de rapiță, oleacă de mazări, mai ales mai mult în creșterea puiilor când erau pui, așa, oleacă de orez luam de la, de pe la marketurile astea, spărtură de aia, că nu că dacă iei orezul bun, nu toți, bă, așa. Amestecam, făceam un amestec, acum îi las sac. Și pe mine, pardon, mă costa nimica toată, pe când un sac era scump și acum e un sac scump, doamne, nu știu. Păi s-au ajuns la 800, 900, 1 milion sacul, da. Pe când aceleași produse poți să le faci la jumătate de preț, la cantitate. Încă o chestie, iar vă spun, voi nu faceți cum spun eu spun că așa am făcut eu. Bineînțeles că cumpăram în sezon, când începea sezonul zborurilor, cu vreo lună înainte cumpăram 2-3 sași, de exemplu avem 40 de porumbei la zbor, în 3 luni de zile cât intrau în formă și așa, dădeam o leac de mâncare la sac. Cu o lună înainte de a începe zborul, învățam să o mănânci, că era un învățat tot cu grăunțele alea mele și cu mâncarea aia și apoi când se terminau zborile. Apoi începe puii, dădeam și la ei cu o lună înainte, tot începe. Și eu cu 3-4 sași terminam sezonul, credeți-mă. Pe când vedeam alți colegi de mei cu zeci de sași, cu sute de sași, cu bani, avea treaba lor, fiecare. Eu nu le ziceam să nu ia luați, băieți, că asta este. Dorea și aș mânca de cei în sac, mai ales care luați porumbul ăsta de la țărani, de la țară, care îl face, care îl prășește, boabele alea sticloase, așa se cheamă la noi, alea sunt extraordinar de bune. Faceți o leacă experiență, luați un sac, cel mai scump sac de pe afară, nu spun eu că nu s-a antisat și de mâncare, ba da, sunt foarte buni, nu muncești, îți vânturați, sunt nicio problemă, dar luați un sac de ăla și puneți 10 boabe de porumb de acolo sau de floarea soarelui care se găsesc în sacul și luați de la un țăran 10 boabe de porumb și de floarea soarelui și puneți-le în două ghivece separat, să vedeți încolțirea lor, să vedeți că alea nici nu încolțesc. Sau din 10 dacă încolțești unul, sau dacă încolțești toate, să vedeți că până la urmă și puneți-le apă, să vedeți că o să rămână niște zgârciuri, pe când vedeți boabele astea la țărani, să faci într-un ghiveș să faci de tai popușoiu, cum se spune la noi, mă, popușoiu, și faci și știulezi de aia. Deci, da, nu sunt anticumpărați, dar așa am fost eu, mentalitatea mea asta de țăran prost, dar totuși, cu astea am făcut rezolvă. Să nu credeți că vine un lubul la 1000 și ceva de kilometri că ai tu mâncare la sac. Sau că îi dai tu nu știu ce. O, e adevărat, dole. Porumbelul care e bun vine acasă, că vine acasă, îl ții tu într-un veșe, într-un coteț. Nu-l interesează nici faianța, nici gresia din ulubăria ta, nici termopanelii care le ai la ulubării. Nu-l interesează nimic. El dacă sunt bine în cotețul lui cu găinați, cu mâncare care i-ai dat. Și dacă el e de calitate, îți vine rupinuri,
trăiește prin fulger, prin gheață și vine acasă. Hai să o luăm, hai să trecem la cap. Deci cu mâncare ne-am înțeles. Care o înțeles, o înțeles, care nu, vă rog să nu mă mai sunați. Hai să o luăm cu gritul ăsta. Și gritul ăsta e costisitor pentru alții. Pentru mine nu pot să spun că e costisitor. Dar se poate înlocui, domnule. Cu un nisip mai mașcat, cu niște prundiși. Prundiși se spune la noi în Moldova. Poate alții nu știu. Un alt pare ca balastru de ăsta, dar nu pietroaie de aici. Așa, pietricele alea. Cu cărămidă farmată, cu lut, deși pământ e la galben. Și încă o mare chestie, care e foarte, foarte bună pentru porumbei. Chirpicul ăla care îl făcea țăranii înainte, chirpicul ăla cu paie. Ăla e un lut așa și făcut și întărit cu apă. Ăla e extraordinar, să vedeți că puniți un chirpic de ăla, îl mănâncă, îl șugulez porumbei. Și încă ceva, varul de pipereț. Varul, de la o casă bătrânească, varul ăla 70 de varuri de alea care le dă, cum dădea moșneici înainte. Bunica avea o casă bătrânească de asta și o văruia și el la pași la astea. Bineînțeles, lichită cu lut. Și dădea cu bidineau. Și aveau 7-8 var. Ei, când îi dădea câte o hapchin, deși din var de cea îl gătea în două. Deci, se poate face și asta ieftin, să evităm sacii ăștia de grist. Dar pentru mulți e mai comod sacul de grist. Bun. Despre vitamini, despre asta am spus. Astea românești, să știți că sunt foarte buni. Ce să vă, mai spun, o să o mai dau o dată, dar asta pe la, când a început zborul, mai este și un electrolit extraordinar, foarte ieftin, de 50 de lei litru, se pune foarte puțin. Am să vi-l spun și pe ăla, la rândul lui, că mulți mi-au scos lui când am spus că vorbesc, că nu e adevărat, eu nu vorbesc, că, dar de ce să vorbesc, dar ce, vă țin eu aici să mă urmăriți pe mine, vorbesc, că, nu vorbesc, doar că am spus că așa, atâta cost, atâta cost. Nu vorbesc, că nu mă... Nu câștig nimic. Eu spun, pentru că dacă eu n-am mai putut zbura acum, dar s-ar putea să încep, da, să văd acum la control, mă duc acum pe marța viitoare, după contul, s-ar putea la anul să mă scriu, doar m-o suna și președinte, nu-i dau și numele, pe spânul de la ea și m-o suna, a, de domn Benu, ai și ce scrie. El mai avea o bază minim, mai vorbea, mai, na, mă cerea o părere, na, știi cum, e ca când ai un om bătrân lângă tine. Știi ce să-i faci vorba românului, da? Și i-am zis că depinde, am niște probleme, depinde de doctor, niște trebuie și dacă îi, cu mare drag mă înscriu. Dacă nu, o să mă lipsesc cu un an. Poate nu ai murit. Oricum, am... este o provocare mare acum pentru mine la un zbor prin Spania. Niște băieți m-au sunat, nu știu, am eu vă 2200, orice ar fi, am vă câțiva porumbei, deci care trebuie să-i bag, cu toate că nu arată bine, eu nu prea m-am ocupat de ei, dar am să-i bag, fără discuții acolo, deși, da. Am vorbit și despre vitamine, un pic, despre medicamente și astea, vă rog, urmăriți-mă în continuare pe canalul de YouTube, deci nu o să mai postez pe Facebook, mă scrieți-vă pe canalul de YouTube. Cum m-ai spus altul, zic, bă, dar și asma te-ai băgat pe canal, a ce vrei să câștigi bani de acolo? Doamne, măicuța, domnul, dar mie trebuie să câștig, nici nu știu cu ce să mănânc așa ceva, crede. Mi-a făcut lupul ăsta canalul de, el o zis, domnule, dacă ajungi la să și 20.000 de, nu știu cât, înțelegi, nu știu ce se întâmplă, că s-ar putea să fac, el, nu eu. Trebuie, suntem 1.700-1.800 de unul. Întrebi mie acum să, doamne, de-aș fi eu sănătos să mănânc ce am eu în ograda mea și în casa mea. Nu-mi trebuie mie câștig de la asta. Deci tot a făcut băiatul ăsta. Chiar încă o chestie să vă mai spun, că și azi și ieri, deci lupul mai știți vă 10 de pe acolo. De ăștia cărcotași care tot vorbea, nu li convenea pe una pe altă. Eu am zis, băi, nu, că se uită, lasă, că uite, are eu joată acolo, un comentariu ele și acolo au vorbit, pa, dacă nu-i așa, dacă nu-i place ce spun și are rost, doamne, să ne urmărim, să ne, deci eu dacă nu simpatizez pe unul, și rost are să stăm la o masă, să stăm noi să bem un par de vin sau de ceva. Altceva, ce să vă spun. Posibil și mâine s-ar spui mâine seară. Încă o dată mă salut pe prietenii mei din Anglia. Ne-am auzit mâine seară și o să mai continuăm.
să fiți sănătoși și țineți aproape.